Salutare, dragi prieteni! Astăzi, eu și-a mea Europar 254, vă salutăm de la Arad și să fiți sănătoși, sărbători fericite la toată lumea. Am zis să fac proba la că s-a întors timpul ăsta. S-a făcut frumos o parte, dar nu prea bine pe altă parte pentru agricultură. Și am zis că să-i fac proba la plug. După ce i-am pus aripioarele astea, așa, să-i fac proba, să vedem cum întoarce brazda, dacă încorporează mai bine resturile vegetale. Hai să vă arăt acum și vouă. Deci aici e locul curat, dar mie înainte rămânea cotoare de-astea multe, între brazde. Și acum mai sunt, nu e 100%, dar nu mai e cum era. Adică mie dacă mi-a apucat ăsta așa, între brazdele la plug, toate rămâneau afară. Hai să vă arăt și o adâncime. Cum? Până unde trece cuțitul, da? Adică, na, știți că la mine brazda și n-aruncă pământul departe și... Să nu ziceți că măsor până în vârful bolovanului, că bolovanul e aici, măsurăm până la nivelul pământului. Cam asta e adâncimea. Nu știu cât e. Îi dăm așa cu palma. 24-25, cam așa. Cam așa, cam pe aici se învârte. Dacă măsurăm și bolovanii, ajunge la 30. Așa, hai să măsurăm și pe partea salantă. Arătura așa iese, bine așezată, brazdă peste brazdă. Ia să vedem și aici, până unde trece cuțitul, să vede până unde trece cuțitul, da? Tot așa să luăm. Nu iau de aici, hei, haterii, nu de aici, de aici, la nivelul pământului. Asta e adâncimea. Deci așa, la nivelul pământului, uite. Așa luăm, uite. Da, se vede. Nu luăm deasupra de la bolovani. Așa. Acum hai să vă iau cu mine în tractor. Nu-l opresc, că n-am baterie. Opa!